domnilor, bună seara, bun găsit la știri. Ministrul Muncii Ioan Botiș este verificat de Agenția Națională de Integritate. Botiș a intrat în atenția inspectorilor ANI după ce aseară Realitatea TV a dezvăluit că ministrul se află în conflict de interese. Ioan Botiș mai stă totuși în fruntea Ministerului Muncii. Colega mea Bianca Suciu s-a aflat astăzi la Bistrița și ne spune care sunt acuzațiile care îi se aduc ministrului. Aceasta este casa în care are sediul Asociația Parteneriat Euroactiv Bistrița, o asociație care a reușit să obțină fonduri europene pentru programul Șansă la Demnitate. Este vorba despre suma de 1,9 milioane de lei, bani din care este plătit și salariul soției ministrului Muncii, Ligia Botiș. Ministrul Muncii este acuzat de conflict de interese. O asociație din Bistrița care derulează programe pe piața muncii din fonduri europene și de la guvern are sediul într-o clădire care aparține familiei lui Ioan Botiș. În plus, soția acestuia este consilier la asociația respectivă și este plătită din bani europeni. Asociația Parteneriat Euroactiv Bistrița derulează proiectul Șansă la Demnitate, finanțat de UE și de guvern, iar valoarea proiectului depășește 2 milioane de lei. În ciuda dezvăluirilor, ministrul Ioan Botiș nu și-a prezentat încă demisia din funcție. Își fac parte ministrii când ajung la putere? Cam își fac toți, nu numai Botiș. Eu, după mine, după ce am mai avut timp să uit la televizor, cam mulți și-au făcut, multe averi. Nimic nu e normal, dar nu e nici singurul, nici ultimul. Normal, dacă ar fi dincolo, normal ar fi trebuit să-și dea demisia, nu să mai stea la... Dar la noi cine își dea demisia? Când e normal să-și dea demisia, nu? Nu e nici singurul care... Nici nu și-o va da. Începând cu domnul Boc, toți ar fi trebuit. Dincolo, dacă un ministru calcă strâmb, își dă demisia începând cu primul ministru. Nu mai stau la povești, nu? Așa într-o țară normală, dar la noi nu e normal nimic. Nu vreau să mă pronunț. Doar atât pot să spun că puterea de astăzi din România este cu Moișul. N-are rost mai multe comentarii. Ioan Botiș a cerut scuze public pentru situația în care se află din cauza asocierii numelui său cu un ONG care atrage fonduri europene. Ministrul a adăugat totodată că va demisiona doar dacă ANI stabilește existența unui conflict de interese. Nu cred în termeni juridici că putem vorbi de un conflict de interese. E bine că ANI s-a autosesizat și o să verifice existența unui posibil conflict de interese. Aștept și decizia ANI. Cu siguranță voi sta de vorbă și cu domnul prim-ministru și cu colegii din partid. Dacă există un conflict, este o singură cale de emisie. Mai multe despre scandalul în care este implicat ministrul Muncii Ioan Botiș în jurnalul Realitatea TV Cluj de la ora 20 și în ediția specială de la 20 și 30 de minute. Continuăm acum știrile și vorbim despre camerele agricole, care vor fi simple instrumente electorale pentru cei aflați la putere. Acuzația aparține specialiștilor în agricultură din PSD, care nu sunt de acord cu noua lege a camerelor agricole, aprobată la finele lui 2010 și care tocmai a primit și norme de aplicare. Socialdemocrații susțin că aceste instituții ar fi trebuit să aparțină agricultorilor, dar au fost politizate. Vicepreședintele Departamentului de Agricultură din PSD, Ioan Oleleu, a declarat că textul legii conține numeroase neconcordanțe în privința organizării alegerilor pentru camerele agricole, a sistemului electiv, atribuțiile și modul în care vor fi finanțate camerele agricole. La nivelul județului Cluj, din conducerea Comitetului de Inițiativă, nu face parte niciun reprezentant al fermierilor. Fac parte doar șefi de instituții deconcentrate numiți pe funcții. Reprezentanții PSD au atras atenția că din cauza politicii agricole a guvernului Boc a scăzut la jumătate numărul păsărilor și la peste 30% cel al bovinelor aflate în curțile crescătorilor de animale. Această scădere efectivă a efectivilor duce, cum este și normal, la importul de produse agroalimentare și la faptul că astăzi noi mâncăm circa 80% din import. Socialdemocrații solicită modificarea urgentă a legii camerelor agricole și a normelor de aplicare a acestui act normativ. Vorbim despre acest subiect cu invitatul meu, domnul Ilarie Ivan, vicepreședinte PSD Cluj-Napoca. Bună seara, bine ați venit! Mulțumim pentru prezentă! Bine v-am găsit! Bună seara, respectatorilor noastre! Așadar, spuneți-ne ce vă nemulțumește la această lege a camerelor agricole? Eu, din păcate, portocaliu este o culoare dominantă acum. A luat culoarea verdului câmpurilor și din păcate România lucrează din ce în ce mai puține terenuri. Deci atâta teren nelucrat cât este acum n-a fost niciodată, domnișoara Claudia. Efectiv de animale în scădere dramatică. Toate aceste acumulate duc ca și efect imediat la creșterea importurilor și toată lumea știe că mâncăm circa 80% din import în situația în care am putea hrăni 80 de milioane de oameni. Sigur că camera agricolă trebuia să fie aleasă în fiecare comună de către producătorii agricoli, cei care au o anumită mărime înscriși în registrul APIA, care apoi trebuia să aleagă camera agricolă
județeană și care să hotărască angajarea specialiștilor, care trebuia să fie circa 2-3 în fiecare comună, care să asigure consultanță, consiliere, sprijină în fonduri europene, în toate cele. Din păcate, ștaful inițial, comitetul de inițiativă, este format doar din reprezentanții Ministerului Agriculturii, din serviciile deconcentrate din agricultură, care sigur că sunt numiți pe criterii politici. Și atunci este un paradox al lui Dumnezeu că această cameră agricolă care trebuie să deservească numai producătorii agricoli, deci țărani, cei care lucrează pentru și cresc animale, așa, n-au niciun reprezentant în acest comitet de inițiativă. Și acest comitet de inițiativă... Deci acest comitet de inițiativă trebuia să cuprindă pur și simplu președinții asociațiilor crescătorilor de animale, crescătorilor de păsări, de bovine, așa, cultivatorilor de cereale și nici de cum oamenii puși politic. În acest fel, sigur că cei care organizează alegerile și numără voturile știu că pot să aibă șansa de a politiza și această instituție atât de necesară. Ce au de câștigat? Deci, spuneți că ar fi politizate. Deci, mai concret. În primul rând, deci, ei își vor angaja oamenii lor în comună pe culoare portocalie, așa cum este dominantă culoarea portocalie și orice din țară este portocalie, pleci pe culo până de almeste și la vezuriu. Așa vor politiza și acești oameni. Și atunci, în loc să angajeze un bun specialist ca să rezolve problemele crescătorilor, fermierilor, vor angaja tot un om politic care va sprijini adică în campania electorală. Cei care vor conduce aceste instituții nu sunt deloc specialiști, n-au habar despre... Da, asta e subiect. Eu nu contest că sunt sau nu sunt specialiști. Contest că faptul că în acest comitet de inițiativă nu sunt fermiere, nu sunt producători agricoli. Nu sunt șefii fermierilor sau producătorilor agricoli aleși dintre ei. Deci ăștia sunt deja oameni recunoscuți, validați și aleși de ei. Asta este cea mai mare dramă. Inițial trebuia ca aceste legeri să fie în fiecare comună. Și-au dat seama că n-au șanse foarte multe dacă participă toată lumea și atunci încearcă să le mute și să facă aceste legeri pe centrele zonale APIA. Ori centrele zonale APIA, noi de mult am propus, așa că trebuia să fie dizolvate și trimiși 1-2 specialiști în fiecare comună ca să nu apară problemele care sunt și cu APIA și cu întârzierile în plăți și cu haosul în plăți și cu câte nemulțumiri au oamenii. Am avut întâlniri în această săptămână în 3 comune și sunt nemulțumiri. Care sunt nemulțumiri, dacă spuneți că ați avut întâlniri? În primul rând, pentru că, să zicem, în sfatul, se zice că la jumătate din oameni au ajuns banii, jumătate nu. Nimeni nu știe de ce. Apoi, sunt penalizări pe care s-au dat și care nu sunt justificate, care nu sunt atenționate. Sunt refuzuri de plată fără controle. Deci e o situație extrem de ciudată. Ne confruntăm și cu o altă situație. A scăzut numărul de bovine la noi în județ? Nu numai, din păcate, efectivul de bovine a scăzut cu 32%, efectivele de păsări cu circa 45%. De ce? Și cea mai mare scădere este la porcine, cu circa 60%. Din 2004, toate aceste cifre s-au raportat la anul 2004, la anul cel mai bun și anul când noi am redat țara de la un anumit nivel de producție, noi PSD-ul. Deci această scădere s-a datorat în primul rând faptului că s-au scos subvențiile. Începând cu 2005 și 2006, când la butoane era ministrul Flutur, cunoscut cu gripa aviară și așa mai departe, mare politician și foarte bine cunoscut și astăzi cu desenul și scrisul cu oi pe dealuri, dar numai la atât. Așa, scăzând aceste subvenții, au scăzut efectivele de animale. Și sigur că dacă tot nu plăm terenul, nu cureștem animale și mâncăm din import. Plătim țăranul francez, neamț și așa mai departe, cu această politică portocalie, așa, care ne duce la sapă de cauciuc. Au crescut, doamna Claudia, au crescut efectivele de capre. Au crescut cu circa 89% și vreau să vă spun cu tristețe că nu e un element de bucurie, pentru că toată lumea știe că această specie, capra, este numită la țară și vaca săracului. E mai rentabil? Este mult mai ușor și mai rentabil, dar gospodarii adevărați ai satului, așa spuneau mai de mult până mai ieri, că, mă rog, această capră este vaca săracului. Sigur, noi cei de la PSD am gândit rapid un program de îmbunătățire care se bazează pe alinierea nivelului de subvenții. Cu notificare la Bruxelles, doi, ca să ajungem la acest nivel de producție, așa, ca să nu mai importăm cantitățile acestea imense, va trebui să aliniem în primul rând nivelul de subvenții. Apoi să asigurăm întăvularea gratuită a terenurilor, care să permită asocierea și arendarea, așa, pentru a lucra terenul
care astăzi este nelucrat oficial, să zicem, circa 40% neoficial în județul Cluj, dacă ne uităm în stânga dreapta, probabil că nici jumătate nu este lucrat. Deci o situație de nepermis, având în vedere potențialul enorm pe care îl are România și posibilitatea de a scăpa din criză folosind acest potențial. Domnule Ilarie Ivan, vă mulțumim foarte mult pentru aceste precizări. Din păcate nu mai avem timp. Doamnelor și domnilor, continuăm știrile. Cu mai puțin două săptămâni înaintea sărbătorilor de Paște, tradiționalul miel și-a făcut timid apariția în piețele din oraș. Oferta nu este nici pe departe bogată, după cum nici cumpărător nu prea există. Carnea există în acest moment în piețe, carnea care există în acest moment în piețe se vinde la 25 de lei kilogramul, un preț mai mare decât anul trecut, motiv pentru care multă lume face cale întoarsă acasă cu plasa goală. Carnea de miel a devenit o raritate în oraș. Tradiționalul produs de Paște s-a găsit astăzi doar în câteva din piețele din oraș. Cu toate acestea, vânzările sunt sub așteptări. Ați cumpărat miel? Ați văzut cât costă kilogramul de miel? Nu trebuie nici să-l văd mielul. N-am cumpărat, am. Ați văzut totuși prețul costă 25 de lei pe kilogram, cum vi se pare? De scump. În situația în care suntem în ziua de astăzi, e scump. Cumpărat miel? Nu. Veți cumpăra? Nu ne permite buzunarul. Costă acum 25 de lei pe kilogram, cel puțin aici în piață. E mult, prea mare preț? Să fie. Nu-i mare pentru cine are bani, nu-i mare, nu-i scump nimic pentru cine are bani. Ați cumpărat miel de Paște? Da, am cumpărat și prețul a fost destul de acceptabil, 25 de lei kilogramul. Cât ați cumpărat? 4 kilograme. Mai țineți cont că este criză, că nu este criză în perioada Paștelor? Nu ținem cont. Nu ținem cont pentru că avem posibilități ceva mai mari. Autoritățile spun că începând de mâine oferta de carne de miel va fi una extrem de generoasă. Vom verifica împreună cu poliția locală întregul municipiu pentru a ne asigura că nu există situații nedorite în care anumiți producători sau anumiți mici gospodari să încerce să facă comerț cu produse specifice perioadelor de Paști pe marginea drumului, pentru că acest lucru este ilegal, este insalubru și neconform normelor igienice. Prin urmare, se amendează, iar toată marfa va fi confiscată de către poliția locală. Echipele OPC ale Direcției Sanitare Veterinare și ale Poliției Locale își vor intensifica controlele în următoarele zile. Potrivit unei hotărâri de Consiliul Local, pe raza municipiului Cluj-Napoca este interzisă sacrificarea mieilor. Mare atenție la produsele pe care le cumpărați în această perioadă din piețele și magazinele clujene. Este sfatul celor de la oficiul pentru protecția consumatorilor, care au început deja să ia la curicat toate produsele cu specific pascal. În urma controlelor, inspectorii au găsit mai multe nereguli, de la etichetarea incompletă până la păstrarea produselor în condiții improprii. Deci nu avem o etichetă cu denumirea produs, organe de miel congelate, se păstra temperatura și termenul de valabilitate. Până... Da, de mere producător și adresa acestuia de control. Sau distribuitor sau cine se pune pe piață. Și, în mod normal, dar astea se cântăresc, că trebuie să spună și cantitatea. Termenul de valabilitate, care trebuie să fie ștanțat lizibil, vizibil, ușor de citit, fără loc de interpretare. Ați zis și ouă pe care nu se văd? Da, din păcate sunt și ouă care nu sunt cu etichete lizibile, în sensul că, dacă îmi dați voie, vă rog frumos, un exemplu, tușul se șterge și efectiv termenul de valabilitate nu este citibil deloc. Am verificat atât și le repet piețele, cât și hiper supermarketurile. În general, poate că se încearcă o producție mai mare și forțarea pe anumite domenii și poate în această cauză scapă, cu ghilimele de rigoare, unele etichetări. Au fost aplicate sancțiuni între 1.000 și 10.000 de lei. Verificăm în continuare. Reprezentanții OPC îi îndeamnă pe consumatori să nu manifeste toleranță dacă nu sunt mulțumiți de produsele oferite la comercializare. Recomandăm tuturor să ceasă cu mare atenție etichetele, atât când există, în momentul în care nu există etichete și sunt dubii privind proveniența mărfurilor sau modul în care acestea comercializează, rugăm toate persoanele să ne adreseze printr-o reclamație sau apel telefonic. Controlele vor continua și în perioada următoare. Clujenii sunt fruntași în topul orașelor în care locuitorii au cele mai multe economii. Chiar dacă este criză, locuitorii din Cluj-Napoca au reușit să pună bani deoparte, tot atât cât au pus în 2008.
Criza a făcut pe români să pună mai mulți bani deoparte într-un top al orașelor ai căror locuitori au cele mai multe economii. Clujul se află pe locul 2 după București, înainte de Constanța și Brașov. Clujenii spun că actuala criză le-a golit buzunarele și acum încearcă să pună cât în bani deoparte. Ați reușit să puneți bani deoparte în criză? De să vă spun da. Nu foarte mult, dar... Da. Omul scoate mai greu banul din buzunar, clar. Deci face economii. Să vedem ce o să fie în viitor. Și economisiți cât puteți în fiecare lună? Măcar puțin, da. La sfârșitul lunii februarie, clujenii aveau economii de peste 4 miliarde de lei. Datele arată însă că ei preferă depozitele în lei. 2,4 milioane de lei sunt depozitate în băncile din România în moneda națională, iar 1,5 în valută. În topul celor mai strângători români se află bucureștenii. Construcția parcului industrial de la Felacu va începe cel mai devreme primăvara viitoare. 90% din proiect este deja finalizat, iar Consiliul Județean speră să poată organiza în toamnă licitația pentru executarea lucrărilor. Parcul industrial de la Felacu se va dezvolta pe circa 80 de hectare. Jumătate din suprafață va fi alocată pentru amplasarea de panouri fotovoltaice, iar cealaltă jumătate pentru construirea de hale de producție. Autoritățile județene estimează investiția la 11 milioane de euro, din care numai 50% sunt eligibile pentru finanțare din fonduri europene. Pentru funcționarea parcului este necesară realizarea unei rețele de captare a apei, a unei stații de pompare, stații de epurare, precum și o stație de transformare pentru energia electrică. Proiectul va fi trimis în vară spre aprobare Ministerului Dezvoltării. După ce va obține, să spunem, viza pozitivă de la București, să fie analizat de către Comisia Europeană, care este principalul finanțator, finanțarea fiind de 50%, încercăm să constituim ca și costuri eligibile cât mai multe obiective cuprinse în proiect. Teatrul Maghiar din Cluj este marele câștigător al Galei Unitar 2011, care a avut loc aseară. Clujenii se întorc de la București acasă cu 4 premii, inclusiv pentru cel mai bun spectacol, cea mai bună regie și cei mai buni actori. Instituția Clujeană de Cultură a primit premiile pentru cel mai bun spectacol Strigăte și Șoapte, cea mai bună regie Andrei Șerban, cel mai bun actor în rol principal Bogdan Jolt și cel mai bun actor în rol secundar Gabor Viora. Mulțumesc jurului, mulțumesc colegilor din echipă, mulțumesc Andrei Șerban pentru încredere și pentru că mă suport și atunci când eu nu mă mai suport, a afirmat Bogdan Jolt la decernarea premiului. Universitatea de Limbă Maghiară Sapienția și va construi un nou sediu pe calea Turzii, lângă liceul de coreografie. Clădirea va adăposti Facultatea de Arte. Universitatea a făcut deja public anunțul de intenție pentru această lucrare, urmând ca să decidă firma constructoare în luna iulie. Investiția va fi suportată prin vânzarea unui teren pe care universitatea îl deține în zona Parcului Rozelor, dar și din bani de la guvernul ungar, care în acest an a alocat suma de 230 de milioane de forinți. În clădirea, ce va avea două turnuri, unul de 6 etaje și altul de 9 etaje, va fi amenajată și o sală de conferințe la standarde europene, dar și un studio TV modern de circa 200 de metri pătrați. Odată cu realizarea noului sediu, universitatea își va dubla numărul de studenți de la Cluj, ajungând la circa 450. Estimăm că va fi suprafața utilă cam 3700 de metri pătrați și sperăm că va costa cam 3 milioane de euro. Banii din surse proprii și din partea guvernului ungar. Știri din sport, acum Universitatea Craiova se îndreaptă spre Matineu. Oltenii au lovit de două ori bara, dar au pierdut tot cu scor de neprezentare partida cu Cluj. Adrian Mititelu încă mai speră la salvarea de la retrogradare. Ardelenii de la U Cluj au exersat luni seară bătuta oltenească împotriva Universității Craiova. Elevii lui Ionuț Badea nu le-au dat nicio șansă oltenilor. Niculescu a dat primul avertisment în minutul 18 când a trimis o torpilă de la 30 de metri, dar balonul a ocolit de puțin poarta științei. Maciadu a scos apoi un penalti într-o fază care nu s-a anunțat deloc periculoasă, dar Clau Gol a făcut tribuna să suspine, șutul său fiind parat salvator de lung. A venit vremea craiovenilor să suspine. Balonul șutat de Subotici a lovit praznic bara din stânga portarului clujean. Dorel Stoica
a zguduit cel transversal la minutul 37, transferul său de la peste 35 de metri fiind deviat Salvador de Popa. La rampa a ieșit tinerul Cojocnan de la Gazde. Mai întâi acesta a adus Clujul în avantaj în minutul 38 cu un șut fără preluare din 11 metri lateral dreapta, în plața porții oltenilor, cu toată opoziția lui lung. Apoi, în ultimul minut al reprizei, tot el a majorat diferența pe tabelă. În repriza secundă, clujenii nu au mai forțat atacul, iar craiovenii nu au găsit prea multe breșe în apărarea gazdelor. Pe final de meci, tot clujenii au marcat prin Vlad Morar, jucător aflat la prima atingere de balon. După acest rezultat, oltenii rămân pe locul 15 cu 26 de puncte, în timp ce clujenii sunt pe locul 10 cu 35 de puncte. Fostul selecționer Victor Pițurcă a fost audiat pentru prima oară în dosarul Valiza, în care Gigi Becali este acuzat că ar fi stimulat ilegal echipa Universității Cluj într-un meci cu rivalii de la CFR. Pițurcă s-a prezentat la tribunal braț la braț cu Tăiaș Ponte în calitate de inculpat. Tehnicianul este acuzat de favorizarea infractorului, fiind cosemnatar actului prin care Gigi Becali susține că vroia să cumpere un teren cu cei 1.700.000 de euro găsiți la Cluj în valiza lui Tăiaș Ponte, în ziua meciului dintre UCLuj și CFR, în urmă cu aproape 3 ani. Cazul Valiza a revenit în forță. După 3 amânări consecutive, Victor Pițurcă, Tăiaș Ponte și 5 foști jucători ai Universității Cluj au fost audiați la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pițurcă s-a prezentat în calitate de inculpat, fiind cosemnatar al actului prin care Gigi Becali susține că vroia să cumpere un teren cu cei 1.700.000 de euro, nu să îi premieze pe jucătorii Universității. Pare rău, știți că pe stradă nu vorbesc. Nu cred că o să ne mai cheme până. Așa am înțeles, de că nu o să mai fim citați. Nu te simți vreun moment vinovat cu un soi de dat povestea asta? Nu, nimic. De ce să... V-am întrebat de Valiza dacă ați văzut-o? Nu. Au fost doar întrebări, doar să-mi readuc aminte ce declarații am dat în dosar. Premiere ca aia nu e, nu poate să fie premiere mită. E, într-adevăr, mită și corupție când îi dai să piardă meciul, când îi dai să câștigi un meci, nu este și punct. Gigi Becali a fost trimis în judecată în decembrie 2008 în dosarul Valiza, fiind acuzat de dare de mită și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Patronul Stelei a oferit 1.700.000 de euro jucătorilor de la Universitatea Cluj, aflați pe foaia de joc pentru meciul cu CFR Cluj din etapa 34 a Ligii 1. Datele meteo la final, vreme caldă în continuare, la noapte vântul va bate ușor, iar mercurul din termometre va urca până spre valoarea de 7 grade Celsius. Mâine va fi o nouă zi extrem de plăcută, cu soare ce va străluci toată ziua. Maxima zilei se va situa în jurul valorii de 19 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, jurnalul la final, următorul buletin de știri la Realitatea TV Cluj este la ora 20:15, iar la ora 20:30, colegul meu, Octavian Hoandră, îi are ca invitați pe jurnaliștii Florin Danciu și Dinu Criste într-o ediție specială în care vor fi analizate ultimele evenimente de pe scena politică. Nu uitați, ne puteți urmări live și pe internet la adresa realitatea.cluj.net. De asemenea, dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun, dacă ați filmat sau fotografiat ceva interesant, trimiteți-ne imaginile pe adresa martorocular@realitatea.cluj.ro. Eu sunt Claudia Chirea și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă tuturor!